O mai ții minte pe Gabriela Spanic, superba actriță supranumită regina telenovelelor? Astăzi, în vârstă de 49 de ani, artista este greu de recunoscut. A trecut printr-o transformare fizică imposibil de trecut cu vederea. Gabriela Spanic avea doar 20 de ani când și-a început cariera pe micul ecran, odată cu rolul din serialul Como tu ninguna. Nu a durat mult până când a cunoscut celebritatea, fiind considerată încă de la debut una dintre cele mai frumoase femei din Venezuela. Telenovelele în care a jucat s-au bucurat de un succes uriaș, unele ajungând să fie difuzate și la noi în România. Anii au trecut, iar viața vedetei s-a schimbat complet. A devenit mamă, a trecut printr-o cumpănă uriașă, viața i-a fost pusă în pericol de o persoană în care avea mare încredere. A trecut cu bine peste toate obstacolele, iar acum se bucură din plin de toate experiențele trăite. Pagina sa de Instagram este urmărită de peste 2,6 milioane de oameni. Imaginile pe care le postează vorbesc de la sine. Actrița este aproape de nerecunoscut. Cârcotașii susțin că ar fi apelat de prea multe ori la intervențiile medicului plastician.